Peste 3.000 de credincioși din județele Galați, Brăila și Vrancea au venit să participe la pelerinajul religios. Racla cu moaștele Sfintei Filofteia a fost purtată pe brațe mai mulți kilometri prin centrul orașului. Plin de emoție, pelerinii au îndurat frigul de afară pentru a se ruga Sfintei Cuvioase. Ce știe despre Sfânta Filofteia? Pe cine protejează ea în mod special? Tineret. Și ați venit să vă rugați pentru cei tineri? Pentru copii, pentru nepoți, pentru noi, pentru toți, ne dea sănătate, putere de muncă, noroc, reușită. Pentru familie. Pentru familie, pentru toți. Și pentru ce nevoie. Și pentru copii. Și pentru copii. Pentru sănătate, pace de pământ, înțelegere sufletească. Credincioșii au format o coadă pe un kilometru, iar unii dintre ei ar fi vrut să intre în față. Doamne, haideți să avem un pic de respect unii față de ceilalți, da? Asta este bun, suntem la moaște, este bun, da? Moaștele au fost aduse la Galați de arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Mușcelului. Sfânta Filofteia a murit la 12 ani și este considerată ocrotitoarea copiilor. Sau uitați-vă o fetiță de 12 ani care e martirizată pentru că a făcut bine oamenilor, din timpul Basarabiei a venit la Dunărea de Jos, Sfânta Filofteia, să se întâlnească cu Hristos și cu Sfântul Andrei. Credincioșii s-au putut închina și la rămășițele Sfinților Vasile, Nicolae și Andrei. Moaștele vor rămâne în fața catedralei din Galați zi și noapte până pe 1 decembrie.